Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni. Iată-ne, o nouă săptămână începe aici la Tele3, o nouă săptămână în care dezbatem problemele județului Gorj și nu numai ale județului Gorj, și ale Olteniei, chiar și ale României, cu invitații care vin săptămână de săptămână, zi de zi, să încercăm să ne dăm seama de unde venim, unde suntem și încotro ne îndreptăm, mai ales din punctul de vedere al celor care ne conduc tot zi de zi, sau, mă rog, o parte din zilele pentru care sunt plătiți să facă acest lucru, ne referim la administrația locală, centrală, parlamentari și așa mai departe. Discutăm astăzi cu unul dintre liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia, un complex energetic Oltenia despre care s-a vorbit frumos astăzi la Târgu Jiu de către unul dintre politicienii care la un moment dat au avut pâine și cuțitul în mână, inclusiv în ceea ce privește Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de deputatul de Gorj, fostul premier Victor Ponta. Victor Ponta, care a vorbit despre Complexul Energetic Oltenia la Târgu Jiu, prezent fiind de festivitatea de deschidere a anului școlar la Colegiul Ecaterina Teodorei, organizat și o conferință de presă. Așadar, invitatul serii, discutăm și despre această vizită și despre complex, este Dumitru Părvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. Bună seara, domnule Părvulescu! Bună seara! Bine ați revenit la Tele3, de asemenea, ca în fiecare seară alături de mine și de dumneavoastră, colegul Claudiu Matei. Bună seara, Claudiu! Bună seara! Cum ai înțeles tu vizita lui Victor Ponta la Târgu Jiu? Dacă a fost un eveniment normal, ar fi trebuit să ne surprindă. Care sunt explicațiile legate de, mă rog, abordarea aceasta a Complexului Energetic Oltenia de către premierul Victor Ponta? Au fost ani în care a abordat problema, dar n-a ajuns la esență în ceea ce privește compania producătoare de energie electrică. Cum vedem vizita lui Victor Ponta în Târgu Jiu și din punct de vedere politic și mai ales din perspectiva acestui complex energetic Oltenia? Din punct de vedere politic nu este nimic de discutat, pentru că este normal, Victor Ponta a plecat nu mai e în PSD. Mă gândeam că a plecat de jos, de la Baia de Fier, A și a ajuns plecat, da, pe de jos. Jos. De sus. Da. Și a ajuns la Târgu Jiu. Și a ajuns jos. Și a ajuns la Târgu Jiu prima dată. Nu mai e în PSD, bineînțeles că a venit în Gorj în calitate de deputat de Gorj, lucru pe care ar trebuia să-l facă săptămânal. Sau, mă rog, e prea mult, da. Păi, săptămânal sunt e vizita. Bani alocați pentru munca în, cum mi se trei zice? Zile la muncă în teritoriu. În teritoriu. Trei zile la Parlament, trei zile. Bine, Victor Ponta a venit de fiecare dată în Gorj doar atunci când a avut interesul să o facă. Și de această dată s-a întâmplat la fel. A venit astăzi la deschiderea anului școlar. N-a vorbit acolo, însă a fost, pentru a amuțit, mă rog, la prima dată l-a vrăjit cineva acolo. Când nu ia cuvântul, cine l-a vrăjit? Ce vrei să spui? Era o doamnă bine pregătită pentru deschiderea anului școlar, din câte am văzut. Da, am văzut și eu chestia asta în media. Nu am ce comenta decât că doamna, având în a vedere că anotimpul sau ce se întâmplă? Nu, eu, s-a îmbrăcat cum a crezut dumneavoastră de cuvință că e adecvat pentru deschiderea anului școlar. Aproape an de an vedeam știri și imagini cu elevele, în ghilimele, porno, că vin mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Uite că anul ăsta s-a inversat știrea, n-am mai da. Avut eleve. Deci pe mine m-a surprins însă, foarte scurt, că după aia discutăm cu domnul președinte lucruri mult mai importante decât chestiuni de genul ăsta politice. M-a surprins faptul că lângă Victor Ponta, pe lângă deputatul Văcaru, care și-a asumat până la urmă decizia politică de a-l urma pe Victor Ponta, l-am văzut astăzi pe viceprimarul Aurel Popescu. Bun, în condițiile în care toți... Ce-a căutat acolo? Păi nu, în condițiile în care toți au fugit de Ponta, alții prin teritoriu, prin județ, pe la 42 de kilometri, pe la Motru au fugit unii, chiar s-a organizat să mai nu? Facă da, fiecare treaba lui. Cât mai rarefiați, cât mai rarefiați, Aurel Popescu s-a poziționat astăzi de-a stânga lui Victor Ponta. Stânga, da. Și e surprinzător. A transmis un mesaj da, sau totuși, a făcut un totuși. Pas către Victor Bun, Ponta. Acum știu explicațiile. Dom'le, sunt viceprimarul orașului, trebuia să mă Bine, duc la un liceu de prestigiu din Târgu Cel Jiu. Mai... Bun, după rezultatele în ultimii ani.
Păi, da, nu știu dacă și anul ăsta a fost pe primul loc. A fost și anul acesta. Anul trecut anul a bătut Tudor la bacalaureat. Păi dacă credeți că bacalaureatul e singurul criteriu după care se ia și olimpici și luăm în calcul mai multe. Mai analizați. Vă rog frumos. Deci Tudorul e liceul nostru de suflet. Păi, și acolo am făcut, dar... chestiunea că trebuie să-i dăm al cezarului și al cezarului. Corect, asta din corectitudine, corect, nu că am făcut eu liceu acolo. Nu, este corect ce spuneți, da. Dar, încă o dată, și Ecaterina e un liceu de prestigiu. Și explicațiile domnului viceprimar pot veni pe linia asta. Doamne, asta e clar, oricine le poate. Dar, în contextul declarațiilor făcute de Florin Cărciumaru la sfârșitul săptămânii trecute, în care l-a taxat pe Aurel Popescu și a spus în mod explicit că nu va mai candida niciodată la primăria municipiului Târgu Jiu și a lăsat de înțeles că oarecum trebuie să se retragă și din funcția politică aceea de președinte la organizația municipală, Târgu Jiu, ne așteptăm la orice. În ceea ce privește ce o ponta, ce să mai zică? A fost premier, a avut cât la dispoziție? 2012-2015, nu? 3 ani. Și nu a spus nimic legat de nimic concret. În Gorj nu a făcut nimic concret. Era obligat să vină cu un mesaj pentru nu a făcut. Angajații ce au făcut? Ce a făcut domnul? Nu a făcut. Președinte. Păi a salvat și Andrama. Ce a făcut? Ce a salvat? Dar problema e că nu știu că i-a zis și Andrama companiei sau la o persoană. Că dacă ne gândim bine, nu companiei i-a zis. Ponta era simplu, se uite pe rezultate. Să aibă un consilier eventual. Uite, adică situația dezastruoasă. Unde ai luat companie și unde ai lăsat. Mulțumim. Domnul președinte, l-am văzut recent pe pe domnul Ionel Manțog în spațiu public și explicat despre fostul proiect Electra și Energetica, mixul, singura dată când când s-a putut s-a pus concret pe hârtie și la fel cum cred că întreba și dumneavoastră. Dacă era decizie politică atunci, de ce nu s-a făcut? Pentru că dacă era decizie politică la acel moment, se făcea. Uite, asta e întrebare părea bună. Asta ar trebui să răspundeți. Trebuie să întrebați pe fiecare momentele cheie care au fost, cum să zic, lăsate așa mai la și altele de dumnealor. Nu, stați un pic. Manțog le pusese pe hârtie. Eu nu vorbesc de domnul. Nu vorbesc de domnul Manțog. Nu știu exact. Deci nu vorbesc de domnul Manțog, că sunt convins că domnul Manțog a fost creierul acelei organizări. Corect. Sunt convins de treaba asta. Eu vorbesc a de partidul de la momentul acela. A fost singurul capabil să creioneze un mix energetic. De la partidul acela, care nu a făcut mai mult. Da, eu întreb PSD-ul de la momentul acela, că nu pot să uit. Când ieșeau în spațiu public și cu fostul vicepreședinte Laurențiu Ciurel și criticau acel proiect. Atunci vă aminte. Da, așa este. Deci din toată pleiada PSD-ului de la timpul acela, la întâlniri, participau la discuțiile despre cele două companii care erau companii echilibrate, puteau să nu ajungă România aici. Corect. Adică să coste astăzi prețul la producător 5 lei și la dumneavoastră să coste tot 15 lei. Dau exemplu generic. Da. A doua zi se coste prețul la mine 10 lei și la dumneavoastră 25 de lei. Se dea vina pe producători. Păi, domnul președinte, deci dacă vă amintiți, deci au criticat acel proiect. Deci nu e singura chestie care s-a pus pe hârtie. Și după aia vorbesc de mixul energetic. Și în 2012 vorbesc de mixul energetic când au lansat mega strategia energetică la teatru Elvira Godin. Tocmai de asta nu ții tu cont că a fost la teatru. Deci era o piesă. Am înțeles, era o piesă de teatru. Era o piesă de interpretat. Din păcate la noi în Gorj și un teatru permanent. Cu marele Iulian Iancu aici a venit strategul energetic al PSD-ului. Cât dorește domnul Iancu acest mix energetic, nu vă spun. Păi tocmai de aia nu l-au făcut din 2012 până în 2015. Uitați-vă ce s-a întâmplat la zilele anterioare cu respingerea legii holdingului. Adică inițial în comisie. Eu cred că ce a zis comisia va zice și plenul. Tu de mă întreb dacă domnul Căldărușe, că am văzut că s-a întâlnit acum cu PSD-iștii, cu liderii PSD, cu domnul Cărciumaru, cu domnul Cosmin Popescu, cu domnul președinte executiv Weber. Domnule, dacă eu fi întrebat, domnilor, cum ați votat, domnule, sau ați fost măcar la ședința? Sau a știut?
în care, că uite, chiar o să caut mâine aia, legea holding, o să zic dacă a fost vreun parlamentar și cum a votat de Gorj. A scris presa. Păi, Dani, nu știu dacă e cineva în Comisia de Industrie. La Industrie nu cred că e vreun Gorj. La Industrie s-a votat. Comisia a venit cu propunere. Am înțeles, de negativ. Respingere, nu? Da. Aviz negativ. Da, e normal. Deranjează. Specialiștii spun că nu e bună. România deranjează orice firmă mare care ar face concurență altora. Păi nu stați un pic. Și dacă din păcate, nu e din păcate România nu mai este a României. Nu e niciunul de la Gorj pe niciunde. A fost deputatul Weber acum, a apărut astăzi știrea că nu vrea ministrul al apărării. Era să zic al energiei. E domnul Cârciumaru, președintele Comisiei de Administrație Publică, e domnul Weber, președintele Comisiei de Control, SIE, vicepreședintele la apărare. Și unde ne interesează pe noi energie? Mai sunt și ceilalți la energie, de ce nu avem importante. un ministru la energie, de ce nu avem, domnule? Poate nu sunt. Păi nu avem de la Gorj, nu avem oameni. Nu sunt Dragnea, domnule, să vă răspund. Era să zic că trebuie să-l întrebe domnul Bunoica. Da, chiar că e vecin cu el. E vecin la Telor. Sau mai apropiat chiar, s-ar putea să fie și rudă. Oricum, apropo de chestia asta cu întrebatul pe unul și altul, să știți că s-a dus mult în derizoriu discuția. Și asta o văd de la toți colegii. La ce? La ce vă referiți? La a lăsa pe foarte mulți să se exprime în spațiu public fără să verificați dacă informațiile sunt corecte. Și nu mă refer la dumneavoastră, mă refer la o parte a medii. Când dumneavoastră mai aveți informații despre... La cine vă referiți? La colegii noastre de la sindicate? De la alte sindicate? Nu. Vorbesc de media în general. Păi nu, domnul Părvulescu, stați un pic, că nu facem analiza media, ci facem analiza sindicatului. Adică dumneavoastră corect, ne spuneți. Corect. Dar punctul ăla de vedere al sindicalistului X nu a fost corect și presa a preluat aia. Să vă explic, să înțelegeți. Vă rog. În momentul în care, dintr-o federație destul de importantă, Federația Univers, dumneavoastră, care are 6500 de membri, dumneavoastră îi cereți părerea lui Bunaica, care are 100 de membri și o lucrețan cu 70 de membri, ne luând părerea celorlalți, care reprezintă grosul. Și indiferent ce se spune de unul sau de altul, totuși sunt aleși de oameni. Mă gândeam că vă referiți la domnul Căldărușe. Nu, Căldărușe își mai dă cu părerea. Păi nu, stați un pic. Cum de adică exemplu? Își dă cu părerea? Nu reprezintă domnul, câți oameni? 2000 și ceva? 3000? Nu, mai are în jur de 2500. Nu mai 2500. Era de domnul Pârvulescu, domnul, cum îl cheamă, Marciuc, nu vorbește. Domnul Iovan... Foarte rău, da, vedeți, noastră, în momentul în care... Eu spun ce spun nu colegii de la mine din federație, ce spun ceilalți. Domnul dacă Bolicianu ajuns, nu vorbește cu noi. Dacă, și ce spun colegii de la Univers? Păi am poate cu unii sunt prieteni. Păi dacă a ajuns să fie port drapelul și purtătorul de cuvânt al Universului în ce Oltenia Bunaica. Păi dacă nu ies ceilalți, dacă sunt ascunși, nu? Sau ce fac, nu da, vor, e rău, sau e se ascunde ce? Păi nu, stați un pic, domnul Părbule. Ieșiți dumneavoastră. Știți, eu ies, dar în momentul în care am văzut la un moment dat o informație, Pârvulescu a pierdut drepturile din 2012 și nimeni nu mai întreabă nimic. Păi ce, să-i dau comunicat de presă lui Bunoaica să-l învăț să citească? Să-l învăț să citească, să-i arăt nu, că el ca declarat, și salariat... Păi ați declarat după aia că vreți să recâștigați drepturile din 2012. Am spus că vreau să recâștig drepturile care le aveam, nu ce am pierdut în 2012. Am înțeles. Deci în 2012 el ca și salariat a avut maxim orume ce putea să aibă el. Ascultați-mă că știu ce vorbesc. Avem și un telefon, îmi spun colegii. Bună seara, vă ascultăm. Alo. Bună seara. Bună seara, vă salut cu respect, domnul Măruță, și pe domnul Claudiu. Și nu vorbim pe invitatul dumneavoastră, domnul Părbulescu, care... Pe președintele dumneavoastră. Aș vrea să... De trecoare minerilor. Cum adică de trecoare minerilor? Până acum ce a făcut? Scrie pe de trecoare minerilor. Până acum adică a luat o pauză, domnule. Astăzi a venit la prietenul lui și cel... Domnul lider de sindicat de la Sineu Căldăruș astăzi era foarte agitat prin oraș și cu telefonul la ureche. Nu știa exact cum să facă să dea de dumneavoastră ca să-l... Nu înțeleg cum conta de trecoare minerilor. Nu văd... Adică ce le dă? Aduce vaselină pentru mineri? Aduce ce să vezi plan presă până acum?
Aveți o întrebare pentru domnul Părbulescu? Am pentru dumneavoastră, că este un tip foarte pregătit. Nu se compară cu domnul președinte Glasneu, Gabriel Călderușe. Și nu știu, nu înțeleg. Ponta le dă cu ale minerilor. Cum adică le dă cu ale? Ce se le dă cu ale? Dacă titlul acesta v-a incitat și v-a pus la treabă cu gândirea, înseamnă că e bine. Aveți o întrebare pentru domnul Părbulescu? Dar cum adică le dă târcoare? Ce se vreți să facem semantic acum să vă spun ce... Eu am pus titlul acesta. Dacă vă deranjează, faceți o plângere la conducerea postului. Nu, domnul Părbulescu, vă respect foarte mult. Pentru că Victor Ponta, să vă spun și de ce, ca să intrăm în subtext și să contextualizez acest titlu pe care am ales, pentru că Victor Ponta până acum a stat deoparte, așa, și venind în județul Gorj... A stat cu aroganța, cu aroganța dumnealui, care o are... Venind în județul Gorj, vine într-un județ preponderent industrial, să-i spun așa, într-un județ mineresc, în care majoritatea alegătorilor au o legătură cu zona de minerit și sectorul energetic. De aceea trebuie să vină cu un mesaj pentru mineri, pentru cei care votează și care sunt în zona aceasta economică. A avut și un mesaj pentru complexul energetic Oltenia, după părerea mea, la conferința de presă astăzi. A avut și mesaje pentru alte categorii, dar există o categorie însemnată de cetățenii județului acesta care au legătură cu unul dintre ei este și dumneavoastră, care au legătură cu această companie, cu această activitate. Am legătură, sigur că politicienii de asta există, ca să aibă un contact cu electoratul până la urmă, din 4 în 4 ani, ei au nevoie de votul electoratului. Au nevoie, dar până acum, dar până acum domnul Ponta, unde a fost când a zis că a salvat Andramaua? Stați așa că nu trebuie să-mi puneți mie întrebarea asta. Nu vă pun dumneavoastră, domnul Mărăcuiu, chiar nu vă pun dumneavoastră. Eu n-aș fi folosit, a fost o exprimare nefericită după părerea tuturor. La vremea respectivă, când a afirmat Șandrama. Probabil că nici n-a gândit când a spus Șandrama. N-a gândit cum nu gândea putea să spună la firma aceasta sau la deci societatea aceasta. Nu a gândit aceasta. Cum nu gândea nici astăzi, urmărind un interviu, mergeam în mașină și a fost în direct la un post de radio local care spunea că făceau niște afirmații că despre mineri, despre deșteptele, despre motul, despre Târgu Jiu, despre zona Rovinari. Iar până acum unde a fost? N-a fost... Domnul Mitea, vă surprinde acest tip de comportament la... Nu este domnul Mitea. Domnule telespectator, vă surprinde acest tip de comportament la vreun politician din România? Nu. Local, central, de care o fi el? Nu cred că mai suntem cu toți în AIV. Avem 27-8 de ani de democrație sau ce e acesta, o construcție de sistem politic sau de regim politic. Am înțeles, domnul Măruță, dar de ce spune că Ponta le dă târcoale minerilor? Cum le dă târcoale? Adică cum le dă târcoale? Că lupul la oi? Adică Ponta le dă târcoale minerilor. De ce le dă târcoale? Cum le dă târcoale? Vine cu vaselină și cu roare și cu piese pentru de schimb? Nu, domnule, vine cu promisiuni, domnule. Păi a venit cu promisiuni și când era Ciurel, acolitul lui și al lui Călderușe, care au... Și a pus tare că să-ți dea poza jos, să-i dea tablou, nu poți să ajungi la companie. Da, domnul telespectator, și știți ce a mai spus astăzi Victor Ponta? Da, știu. Că nu e de acord cu angajările politice la CEO, păi în birourile partidelor. Păi nu e, dar până acum a fost de acord. Eu știu că nu e de acord, dar până acum... Așa sunt politicienii, în opoziție declară una, la putere domnul, declară alta. Ce vă surprind toate lucrurile astea? E normal, și-a anunțat revenirea în politică, e normal să mențină contactul cu viitorul alegător. Că n-are cum altfel să ajungă la putere alegător decât printr-un exercițiu democratic, prin vot. De aceea interesat în Gorj să se pună bine cu minerii, cu energeticienii, cu profesorii, până cu, mai, cu oierii din Novaci, cu oricine. Acum unde a fost până acum? Unde a fost până acum? Acestea sunt întrebări retorice, nu știu de cum să le cataloghez eu. Mă gândeam că aveți o întrebare pentru invitatul nostru, domnul Părbulescu, și din perspectiva declarației. Nu, pentru invitatul meu, am tot respectul pentru el, că cunosc de foarte multă vreme, îl apreciez ceea ce face, nu-l compar cu Călderușe. Atât. Am încheiat și respectul pentru meu. Să zicem că am înțeles, n-ați adresat nicio întrebare. Până la urmă, erați nelămurit în legătură cu... Întrebarea era Ponta, le dă târcoale minerilor. De ce le dă? Ca să le ia votul, domnul telespectator, nu înțelegeți. De ce politicienii le dau târcoale oamenilor, cetățenilor, alegătorilor? Weber, până acum a ieșit în presă că se spart și deranja mașina
pe drumul de la Vâlcea, de la Târgușiu spre Vâlcea. Da, domnule telespectator, și dacă nu-i nimerea pietricica în parbriz, credeți că ieșea vreodată? Niciodată. Aici, în evidență, ca să, mă rog, poate vrea și el o bucățică din ciocan și mă rog, lasă chestia. Haideți că ne certăm și, mă rog, ne certăm. Discutăm. Da, mulțumesc pentru... Și trebuie să luăm și pauză de publicitate. Da. Mulțumim pentru că ne-a sunat și ne urmăriți. O seară bună să aveți în continuare. La fel vă doresc. Publicitate acum. Complex Dolce Vita. Dolce Vita Summer Fun. Complex Dolce Vita. Piscină modernă cu apă filtrată și tratată cu cea mai nouă tehnologie. Bar, restaurant, pizzerie, gelaterie, muzică de ambianță, atmosferă de vacanță. Complex Dolce Vita. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu vă oferă ultima șansă de a deveni studenți anul acesta. Pentru sesiunea din toamnă, perioada de admitere este 4-11 septembrie 2017 pentru studii de licență și studii de masterat. Alegeți facultatea care vă interesează. Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă. Facultatea de Științe Economice. Facultatea de Științe Juridice. Facultatea de Științe ale Educației și Management Public. Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Pentru sesiunea septembrie 2017, înscrierea candidaților are loc în perioada 4-11 septembrie. Informații suplimentare pe site-ul universității. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă. De aceea suntem atenți la fiecare detaliu.
Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Am revenit la emisiunea noastră, ne urmăriți și pe pagina de Facebook Tele3 Media, acolo unde emisiunea va rămâne postată foarte mult timp. Invitatul serii este domnul Dumitru Pârvulescu. Astăzi a participat la București la o ședință a Cartel Alfa, are informații importante de comunicat pentru mineri și energeticieni, pentru lucrătorii din domeniul industriei în general. Domnule Pârvulescu, ce decizii ați luat la nivel central alături de colegii dumneavoastră? Anul acesta, partidul de guvernământ, mai bine zis partidul de guvernământ, doresc să implementeze două măsuri nu tocmai corecte. O primă măsură și cea mai periculoasă după noi, după și vorbesc de Confederația Cartel Alfa, este aceea prin care se dorește transferul taxelor de la angajator către angajat. Să știți că nu toți sunt bugetari, iar printr-o lege specială se le spui clar că netul tău de astăzi va fi și netul de mâine. Adică procentele acelea de CASE... Vă referiți la salariul, nu la internet. Așa. Bun, și deci nu, procentul ăla de CASE, CASE și mai sunt două fonduri speciale, da, care acumulează 1,1%, nu toți sunt convins că le va transfera către salariat corect. Și atunci o să ne trezim în România asta care, prin modificarea legii 62, a legii dialogului social, a pachetului, mai bine zis, de legi în domeniul dialogului social în 2011, prin care numărul de contracte colective s-a redus dramatic în economia României, păi în instituțiile României până la urmă. Și dorința patronatului, care permanent spune, domnule, e prea mare salariu minim pe economie, mergeți într-un ritm mai așa a cătării ca să putem și noi să ne ținem cu productivitatea după dumneavoastră. Bine, aici e o întreagă discuție, pentru că nivelul de referință e prea jos ca să discutăm de productivitate în România. Și atunci o să ne trezim la majoritatea salariaților din România, dacă se va implementa această măsură, noi sperăm să nu se implementeze, pentru că vom face o serie de măsuri, cu scădere o serie de manifestări. Ne vom trezi cu scăderea salariului net la mulți salariați. Inclusiv la complexul energetic Oltenia? Nu cred, pentru că complexul energetic Oltenia, indiferent cât de divizați suntem noi ca și federație, eu zic că pe chestiunea aceasta se o putem rezolva, pentru că nu sunt niște bani care să-i luăm de altundeva. Pentru că asta e problema, limitarea fondului în condițiile care au fost lăsate de trecut cu acele pierderi repetate, niște condiționări date de legea bugetului continuu, acela prin care nu poți să depășești rata de creștere a salariului peste un anumit procent din rata de creștere a productivității muncii. Dar în ceea ce privește transpunerea dintr-o parte într alta, la complex nu e problema. Dar va fi problemă la milioane de salariați din România, care nu sunt protejați de contracte colective și de instituții sindicale puternice. Domnule Pârvulescu, vă întreb, pentru că e importantă chestiunea asta. Până și pe dumneavoastră o să vizeze. Știu, dar la noi, la privat, deja nu mai contează, vine valul și... Pentru că... Într-o zi se pentru că nu ați văzut ideea care începe să se arunce pe piață. Domnule, nu mai cereți așa mari salarii, pentru că unitățile vor da faliment, că nu știu ce. Domnule, acum să-și pună întrebarea, cei care afirmă chestiunea asta... Vor da primăriile faliment vreodată? Păi, vedeți, aici e problema. Ele nu, teoretic, administrația păi, nu produce ceva, decât servicii. Au fost primării. Aduceți-vă aminte de cazul Alinoasa. Da. Orașul Alinoasa a fost un faliment. Da. Nu știu. Și s-a închis orașul? Nu știu, nu mai cunosc.
Dar știu că a fost în astfel de stare. De ce, vreau să vă adresez o chestiune, o întrebare, de ce, fiind o companie de stat, angajații nu au același statut ca și bugetarii ceilalți? De ce nu faceți demersuri în sensul ăsta să creșteți? Păi stați un pic curați. Salariile oamenilor. Noi nu suntem bugetari. Prima chestiune. Noi suntem o companie care suntem plătiți în urma rezultatelor care le avem. Deci vindem bine, nu vindem rău. Mai departe, onor statul român în timp ne-a mai pus niște bolovani, acele taxe cu certificate verzi prima dată, care nu erau grele, dar oricum mult mai lejere, aia 50 de milioane de lei statul noi. Statul e acționar, decât, cum ne-a pus statul. Decât, vedeți statul, păi nu, statul ia de la unii și de la alții. Uitați-vă ce se întâmplă în zilele astea și știți că s-a tot discutat. Eu nu înțeleg cum... să vorbi cu câteva companii profitabile în România să facă niște dividende excepționale și să plătească înainte de termenul scadent. Și cazul l-ați văzut. La RomGaz, la Compet, dacă nu mă înșel, vor urma. Probabil și Hidroelectrica, care are un profit destul de serios. Și astea de ce credeți că se fac? Nu cumva am pus căruța în fața boilor. Și asta am făcut. Boii fiind cine? Noi care muncim și producem. Cine dracu? Ce veți face? Da. Ce veți face? Ce demersuri? Strict sindicale. Începând din 25 până în 29 se vor face pichetări. S-au stabilit județele în care se fac în fiecare zi acele pichetări cu minim 200 de persoane, urmând ca... Și Gorjul e pe listă? Bineînțeles, în prima zi, în 25. Luni 25. Luni 25. Unde? Prefectura, pentru că prefectul este reprezentantul guvernului teritoriu. Deci asta știm toți. Și domnul prefect are menirea să transmită mesajul mai departe. Ca de altfel toți prefecții din țară. Deci pentru de azi că, în două săptămâni. Da, de azi pentru, în două că, săptămâni... pentru că în data de 5 octombrie va avea loc un mare meeting la București, organizat cu Confederația Cartel Alfa, la sediul guvernului. De ce? Pentru că sper să nu-și mute ședința, dar știți că de regulă miercuri au ședința de guvern. Și de ce data de 5? Pentru că e legată de data de 10, dată la care guvernul va depune primul proiectul inițial de buget pe anul viitor. Și dacă acolo, în proiectul acela, sunt prinse astfel de chestiuni, e puțin probabil ca politicienii să asculte glasul mulțimii, ci nu al lor. Pentru că, vedeți, dincolo de chestia asta, că probabil că mulți colegi din economia reală o să piardă la salariu, se încearcă o acoperire așa și a mării de salarii anunțate. Pentru că știți, în momentul în care auzi, domnule, se mărește salariul minim de la 1450 la 2000, zic toți, vai de mine, dar cât o să crească? Câte persoane vor fi pe 25 în piața prefecturii? Minim 200. Din ce domeniu? E normal. Din domeniile în care activăm Cartel Alfa. Deci, de la complexul energetic Oltenia, de la penitenciare, de la poliție, de la finanțe, bănci, fiecare federație care are, că sunt mai multe federații, nu știu pe toate aici în Gorj. Am înțeles. Bine, vorbesc de noi care sunt cea mai puternică federație din Cartelul Alfa. Foarte multe întrebări de la telespectatorii, nu știu, vin pe tema aceasta a declarației domnului Ponta legate de Șandrama. Până la urmă, ce înseamnă declarația aceasta Șandrama și după câțiva ani complexul energetic Oltenia e important? E o companie care ține în spate sistemul energetic național? Trebuie făcute investiții? Domnule, eu nu vreau să-l comentez. Atenție, domnul Părvulescu, că nu știți cât mai aveți de lucrat. Trebuie făcute investiții, spune Victor Ponta, ca să mai continue compania asta încă 20-25 de ani. Dar e realist mesajul acesta, e sincer? Realist. Nu e realist pentru că știți, sunt un om sincer. E un mesaj direct către eu mine sunt, și... Eu sunt un... Cum adică să le spui oamenilor că mai rezistă 25 de ani compania asta? Păi știți, dacă le spui că rezistă 25 de ani, ar trebui să ai să vină să conteze, în buzunar situația energeticii europene în următorii ani. Pentru că noi nu știm ce facem peste nu știu câți ani. De asta zic, e realistă declarația asta? E de politician? Cum să zic, trecem așa de la agonie, la extaz, așa, din o săptămână în alta. Păi nu, dar cum să dumneavoastră le spune colegiul nostru, domnule, s-a liniștit că 25 de ani... Trebuie să ai un grad extraordinar de mare de mitomanie ca să spui astfel de chestii. Păi stați un pic, în contextul în care se fac investiții, spune, e adevărat. Nu, domnul președinte, păi atunci ne întoarcem la ce spuneau tehnocrația anul trecut. Bun, dar... Că până în 2030 rămâne cu 5% pe cărbune. Nu, nu, nu.
democrația au făcut această ascultați-mă, acest proiect de strategie, tehnocrație, l-au făcut în contextul în care spun că Europa va fi o Europa a regenerabilă și a gazului. Gazului de unde? Stați un pic, facem... De discutat. Domnul președinte, ăia care vin la guvernare în speță și de la Ministerul Energiei fac strategii energetice din burtă. Nu sunt realiste. Da, încă o dată fac, nu sunt. Pentru că, încă o dată, să ne uităm foarte bine la cine a condus Ministerul Energiei în anul trecut. Stați un pic și... Cine a coordonat... Păi, ce mă rapostați dacă strategia aia nu este... Dacă strategia aia nu este realistă. Da? La ce se raportează sistemul la energetic? La politicile europene? La o chestie așa de pe pereți? Păi nu, la niște variabile care sunt duse înspre plus și înspre minus, funcție de la care le faci. Exact cum a fost anul trecut cu doamna Corina Popescu. Venea dintr-un sector și nu doar că dânsa, prin inteligența care o are, pentru că nimeni nu contestă inteligența doamnei Popescu. Da. A dus-o frumos în direcția aia, cum să zic, și a demonstra matematic. Având în vedere unde a ajuns, e adevărat că nu contestă. Și demonstra matematic. Acum, cei care sunt acolo și vin și din domeniul nostru al cărbunelui, pe chestiuni reale și pe ce s-a întâmplat în anul ăsta, anul trecut, pot să demonstreze că ipoteza de lucru inițială pe strategie energetică nu e aia corectă. Fac o nouă strategie energetică? Nu trebuie să facă o nouă strategie energetică. Trebuie să pună, cum să zic, variabile astea care duc la o soluție sau alta într-o altă pondere, în ponderea aia corectă. Pentru că până la urmă, vedeți, putem pleca pe o linie, dar peste un an, doi, suntem importatori net de energie. Și atunci ce facem? Pentru că, vedeți, noi exportăm per ansamblu energie. Dar dacă ar face cineva o balanță de plăți a României între puținul ăla care îl importăm și ăla multul care îl exportăm, o să vedeți că nu e diferență mare. Pentru că exportăm la niște prețuri infime și importăm la niște prețuri extrem de mari. Dar asta nu vede nimeni. Iată ce spune colegul nostru pe Facebook, ne urmărește pe pagina Tele3 Media, Doru Crăiete și Andramau, în ghilimele, poartă un nume Ciurel, el a fost salvat în ghilimele de Ponta cu un cașcaval, din nou în ghilimele, de calitate. Asta o știe toată lumea. La asta vă referiți când spuneți, știa Andramau? Gabriel Ciobanu, poate i s-a făcut dor de Andramau minerilor, astăzi a văzut ceva mai deosebit. Probabil se referă la... Sper să revină dacă, la doamna, dacă a văzut ceva mai deosebit aici în județul Gorj. La doamna de la colegiul Ecaterina Teodoru, e bine că stăm măcar la capitolul de resurse totuși umane. Totuși, să știți, pentru noi gorjenii ar trebui să fie o chestie de mândrie. Totuși, avem unele dintre cele mai frumoase femei în Gorj. Am apărut la știri în astă seară pe televiziunea centrală sau nu? Peste tot, nu știu. Am apărut? Da? Dacă n-am apărut... Nu s-a întâmplat nimic. Am văzut că... La resurse umane măcar stăm bine. A, da? A, atunci e ok. Înseamnă că trebuie mărit salariul acolo de la Ecaterina. Avem încă un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara și invitațiilor dumneavoastră și stăi domn președinte Prevlescu. Bună seara. În primul rând aș vrea să știu că săptămâna trecută și trebuie să știe și telespectatorii, domnul Călderuș a invitat pe toți de la PSD. Deci de problema asta nu se vorbește. Deci dumneavoastră ați chemat pe toți și de la Federația Univers, și de la, deci toți și președinii deputații. Ei au adus oamenii pe ascuns, domnul Călderușe. Deci ei nu face față fără Univers. Face separat, zmeu, ca să-l aducă înapoi pe domnul Ciurel. Stați-mă și dumneavoastră, minerii muncesc și energeticieni, iar ei fac totul pe ascuns. Deci ei totul pe ascuns. Deci nu se stăpânește domnul Călderușe. Exact cum vrea pe primul domnul Ciurel. Uitați și dumneavoastră, nu se mai poate. Chiar nu se mai poate, domnul Purbulescu. Uitați, avem 300 și ceva de milioane profit. Hai că nu se mărește salariile, dar măcar din jumate banii și asta a fi făcut investiții, domnul Purbulescu. Uitați-vă și dumneavoastră, autobuzul ăla de Tizman, dar și pe Facebook. Nici la ora actuală, domnul Purbulescu, nu s-a schimbat. Știți și dumneavoastră că s-a mai vorbit acum o săptămână în emisiunea asta. Autobuzul de Tizman, unul Mercedes ăla care e mai îmbătrân ca mine peste 50 de ani, se făceau excursii pe timpul lui Ceaușescu. Chiar nu privesc că să vă bate joc de noi. Deci pur și simplu să bate joc de muncitorii ăștia care nu mai suntem locul și omul. Sunt mai mulți, deci nu, eu nu am treabă cu nimeni, indiferent că e de la Univers, la Zmeu, dar nu se mai poate, omul nu mai poate, deci...
nu e locul și omul și salariul, nimic. Avem așteptări, am spus și domnul Bod, avem așteptări mari în octombrie, noiembrie. Plus că va veni contractul colectiv. Lăsați-l pe domnul Ponta, că Ponta, domnul Ponta își face mentele pe la București. Vine odată când deschide școala, odată la un an de zile. Deci asta e problema noastră. Deci asta este problema noastră. Uitați-vă, nu avem echipament, nu avem scule, nu avem asta, nu? Iar în primul rând, nu e problema sindicată, e problema administrației să ne aducă treburile astea, cu dovezi. Uitați, dumneavoastră trebuie să aveți, aduceți dovezi, uitați, am pus hârtie să aducă vaselină, uitați, am adus să aducă șurubul și astea, nu se poate așa ceva. Avem, sunt unii colegi, domnul Prăvulescu, trebuie să știe și telespectatorii și domnul Mărță și domnul Matei, sunt unii oameni care vin cu 15-16 milioane acasă, are doi copii și nevastă. Ce fac oamenii de aia? De aia pleacă, știți și dumneavoastră, că trebuie să știți și domnul Mărță. Au plecat câțiva oameni, acum, nu câțiva, câțiva oameni care au plecat fără ordonanță în afară. Pentru ce să mai lucrez aici în complexul ăsta? Să ne amărâm, ne amărgim viața de aici, pe acolo, pe ăsta. Uitați, vin lichidări, abia așteaptă oameni să plătească facturi, o grămadă de bani la facturi. Asta ne interesează pe noi, domnul Prăvulescu. Și uitați cum fac ei pe ascult. Vreau să le aducă pe Ciurela. Știți ultima chestie care trebuie să o știți și problema asta. Băi, ce faceți că v-am făcut sindicat meu? Puneți-vă directora, sunt două posturi. Unul e pentru domnul Maciuc, unul e pentru domnul Ciurel, domnul Prăvulescu. Deci nu trebuie să fim toți acolo așa. Eu, fiecare dimineață la Ceol, vedem pe domnul Căldăru și domnul Prăvulescu acolo. Fiecare dimineață, el nu are servici. Domnul Bălăceanu nu are servici. Și ceilalți colegi? Păi ce face? Vine luni, semnează contica și vineri pleacă acasă. Până vineri nu mai vezi. Păi nu se poate așa și noi suntem de la servici. Deci nu se mai poate, chiar eu n-am ce treabă cu mine, nu mi-e frică, am aproape 30 de ani de frică, nu mi-e frică, mă iau cu ei de gând, dar nu se poate așa ceva. Ultima fază, care astăzi am fost la ședință, astăzi, sunt infermeri, am fost la ședință, dar nu se poate, chiar autobuzul ăsta așa la ora actuală, de două luni de zile să nu se schimbe un autobuz, care au venit și oamenii, am adus de la Protecția Muncii pe domnul Ion Popescu, am adus la Tizma la un și a zis că, bă, păi eu 70-80 mergeam, aș spui, domnule, pe ce facem? Suntem în secolul 21, dumneavoastră cu ceva și a venit răscolul, ia dați să-mi iau să vin pe la Rovine, veniți dumneavoastră cu autobuzul de Rovine, să vedeți cum merge. Nici nu se închide ușa, domnul Prăvulescu, chiar e bătaie de joc. Asta chiar nu se pune. Nu am treabă nicoia, că și ceilalți de la Zmea au zis că s-a schimbat autobusul, a venit cu afișe pe pancartă la Tizma la 1 și nu s-a schimbat niciun autobuz, chiar e bătaie de joc. E bătaie de joc. Că sunt unii oameni care au mașini, au permis, nu le-a dus capul cum îl duce pe Căldărușe, că nu-i stare să ia de 20 de ani să-și au un permis. Are șofer angajat, are asta. Nu se poate, domnul Prăvulescu, așa. Și eu, ultima întrebare că vreau să vă spun, avem așteptări mari pentru toți oamenii care muncim aici, așa, în octombrie, noiembrie, măriți de salarii. Bravo pentru cei care au avut clasa 8, 7, să le dea 10. Dar se mai trebuie și sunt 25 de ani care are clasa 10 sau 9, de 25 de ani. Vă dați seama, domnul Prăvulescu. Asta vreau o singură întrebare. Ceva cu autobuzul și vom avea așteptări mari în octombrie, noiembrie pentru egalizarea salariilor. Va fi foarte greu, știu. Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Am înțeles, o seară bună să aveți în continuare. O să vă, după ce răspunde domnul Prăvulescu, o să vă dau și eu un răspuns. Mă rog, o să vă fac o sugestie legată de autobuz. Păi, punctual. Știu că s-a adus inclusiv de liderul, că cred că îl recunosc pe colegul, liderul de la Tizmana, de la sindicat, un sindicat de anunțul de acolo, de la Sindicatul Dreptate, domnul Croitoru, domnului Boza, la ultima întâlnire, că am avut-o cu dumnealui. Și eu am aceeași chestiune care o am dintotdeauna. Dom'le, dacă nu vă asigură condiții, nu vă urcați în autobuz, nu mergeți. Pentru că până la urmă trebuie să este cineva care, spuneți dumneavoastră că a fost și domnul Popescu acolo, de la Protecția Muncii, cu atât mai mult. Nu riscă nu, oamenii nu, să nu ajungă la lucru? Nu e vorba de autobuzul sigur care duce de acasă la locul de muncă. Problema e că, cum să zic, sunt vechi. Unele foarte vechi, în condițiile în care reține să avem niște autobuze proprietate personală la turceni care se doresc a fi scoase. Nu știu de ce. Ca să intre altele. Cred că relativ undeva până în 8 ani. Să-i spun și eu telespectatorul nostru, luați autobuzul acela din anii 80 sau de când ziceți că e și parcați-l în fața CEO. Când nu e nicio mașină parcată la 4 dimineața, parcați-l acolo.
atunci o să-l vadă și executivul din companie și o să întrebe ce este acesta. Este un autobuz cu care circulă angajații subalternii dumneavoastră de la Tismana 1. Sau nu e un dinozaur parcat în fața? Nu, este un autobuz folosit Godzilla. De CEO. Nu sunt Audiurile dumneavoastră, sunt angajații dumneavoastră. Domnul, foarte scurt. Ideea este în felul următor. Domnule, e cineva, până la pe fire, până sus. Nu că disculpă cineva. Păi nu, domnule, dar nu, sunt jos. Autobuzul pune în fața sediului. Luați autobuzul mâine și puneți-l în fața sediului. Gândiți-vă că de atunci. Acolo sunt două sectoare mari la Tismana. Tismana 1, Tismana 2. Bun. Peste e un șef de carieră. Peste e un șef de MC. Nu înțelegeți că nu-l văd, nu se vede acolo, că e prea aproape. Dacă îl duceți la distanță, de la nu la muncă, nu ceva. Duce nici măcar domnul Dobrițanu pe salariat. Duce șeful de sector, șeful de carieră. Mai avem un telefon. El trebuie să asigure toate condițiile. Foarte scurt, bună seara, vă ascultăm. E și un zgomot de fond, e în regulă. Bună seara, sunteți în direct la Tele3. Sau nu e legătura corectă? Corect realizată, dacă este să revină telespectatorul nostru. George Uga, până la urmă vom avea și noi mărit salariile anul acesta? Ce întreba și a doua întrebare de la ultimul telespectator. Păi eu am spus că mie îmi place să fiu sincer, decât să mă înjure după, mai bine mă înjur acum. Eu nu știu câți bani se vor în consuma. În cazul ăsta nu o să câștiga niciodată dacă intrați în politică. Nu mă interesează, nu o să intru în politică. Nici în directoratul CEO? Nici, sunt alții care stau în fiecare zi acolo. Ok. Dacă toată lumea a fost corectă și nu vor fi posturi suplimentare mai multe la unii care nu prea au lucrat față de unii care au lucrat pe continuu, vor fi și pentru așa ceva. Stați, domnule, cum să fie suplimentare? Deci nu e o dreptate. Ascultați-mă. Până la urmă salarial aici o echitate în raport cu munca prestată. Deci dacă s-a respecta într-un tocmai norma de personal. Bine, normă de personal negociat. Nu știu cât de reală sau mai puțin reală. Pentru că nu s-a găsit nimeni de când tot negociem normele acestea de personal să spună că e bună sau nu e bună. Bun, dacă s-a respectat această normă din contractul colectiv de muncă, ar trebui ca toată suma respectivă, după mine, să ducă pe oră suplimentare. Pentru că e foarte mare deficitul de salariați. Dar de multe ori diversi șefi pe anumite segmente lucrează pe o normă, cum să zic, minimală de siguranță. Alții pe o normă mai mare, minimală, înțelegeți? Și s-ar putea unii colegi să aibă, de exemplu, la finalul acestui an 10 zile de suplimentare, care înseamnă bani. Nu sunt puțini bani. Iar alții să aibă două, care au fost mai ortodoxi. Eu la asta mă refer. Mai departe, este acel fond care n-a fost prins inițial cu sâmbetele și duminicile pe trimestru 2 și 3 în activitatea minieră. Știți că atunci când s-a negociat contractul, s-a negociat pe un program de lucru la 7 zile în primul trimestru și în trimestru 4 și la program de 5 zile în cele două trimestre, fără șomaș tehnic, fără nimic. Bun. Deci dacă toată lumea e corectă, vor fi și se vor face corecții și la colegii care sunt în imediat apropiere a claselor acelor mici. Pentru că spunea cineva, domnule, și-a bătut joc de mine. E cineva, un mașinist călăreț de la Roșia, cred. Mai bine nu mai dea de nimic, domnule, pentru că am avut 9C și mi-a dat 10A. Deci o literă. Păi dar eu acolo am anumite responsabilitate. Deci dacă de la început încercau să găsească toți, împreună cu noi, cu federația, atunci când am cerut pe bună dreptate ridicarea nivelului minim pe fiecare nivel, se păstra ierarhizarea. Un criteriu, chiar dacă, același criteriu pentru toată lumea. Pune în coate, deci în momentul de față există o clasă minimă maximă pe fiecare meserie. De ce? Nu știu cât de corect este. În momentul în care ridici clasele minime și le dai la toți ăia care au între minim și minima care tu ți-o propui, automat ridici fiecare categorie de personal. Am înțeles. În momentul de față s-au ridicat categorii de personal către maxim. De ce credeți că s-a întâlnit domnul Căldărușe cu liderii PSD? Întrebați-i pe dâns. De ce n-ați spus și dumneavoastră? Se susține ideea că vor readuce a lui Laurențiu Ciurel în companie? Păi, încă o dată, știți ceva, momentul în care cineva te creează, ții foarte mult la el. Păi nu, stați un pic, că nu se încadrează în criterii dacă e vreo... Păi nu, i-a creat și pe domnul Cărciumaru și pe domnul Cosmin Popescu și pe... Cine? Nu! Domnul Ciurel.
domnul președinte, pentru readucerea în directorat nu îndeplinește criteriile. Că deci, un criteriu este să nu fi fost... După mine e puțin probabil. Cu toată presiunea care se face, e puțin probabil pentru că, cum spune și dumneavoastră, sunt niște reguli. Mai departe. Okay. E regula aceea a șefului de partid, care știți că nu-l înghite pe și nu-l înghite nici pe. Nu, ne la criteriile de selecție. La criterii de selecție. Să nu fi fost destituit din motive imputabile în ultimii 3 ani. Criterii poți să ai atunci când tu te duci cu un CV și vede că ai luat o unitate ca o floare și ai adus-o ca... Ca un cactus. Hai, domnule, ce un punct pe care nu respectă. Deci nu se susține asta. Deci eu ar trebui, cum că să tot zic... Tot colegii dumneavoastră au lansat-o în spațiu public. Deci din punct de vedere logic nu se susținea nici prima apariție a dânsului pe postul de președinte de directorat. Pentru că știți bine, principalul criteriu era depolitizarea. Că nu poți să spui că sunt și mâine dimineață mă trezesc, nu mai sunt vice la partid. Nu era un criteriu legiferat, să știți. Nu era, dar, cum era să zic, se discuta foarte mult, o chestie de moral. Luăm acum a doua pauză de publicitate, rămâneți în continuare cu noi. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici. Și aici. Și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii, la ULIM din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate, 350 de euro pe an. Masterat, 400 euro pe an. Doctorat, 800-900 euro pe an. ULIM are cele mai diversificate specializări cu o foarte mare flexibilitate de studiu. ULIM înscrie prin selecție de dosare la următoarele facultăți acreditate în sesiunea de vară între 1 iunie 15 august și sesiunea de toamnă între 20 august 1 octombrie.
Nivelul 1, studii, licență, facultate, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, silvicultură și ecologie. Nivelul 2, studii masterat, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept, relații internaționale, științe politice și jurnalism, silvicultură și ecologie, litere. Nivelul 3, studii doctorale, științe economice, drept, istorie, litere. Pentru membrii familiei care studiază la ULIM, precum și în alte cazuri, se reduc taxele cu până la 100%. Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Noi nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Eternului sublim. Am revenit la emisiunea noastră. Invitat este Dumitru Părvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. În pauză am negociat pentru a prelua o emisiune la Tele3, dar nu am ajuns la nicio concluzie. Până la urmă este voința domnului Părvulescu de a activa în continuare la Complexul Energetic Oltenia și în sindicate. Asta este situația. Vin mesaje și pe Facebook și pe SMS. Domnul Ion Sorin Păducel, de ce nu vorbește nimeni de posturile de inspector social aprobate în directorat cu clasa de salarizare 54? E adevărat? Nu cunosc. Erau pentru dumneavoastră, erau pentru cei din PNME? Așa se vorbește. Nu, nu. Știu că a fost pastila aruncată de domnul Boza de la negociere, nu mai știți. Deci eu ca persoană și acum mă semnez în condic ca inginer. Un și dacă vreți, mâine vă dau poza condici. Nu, deci nu era pentru nimeni din PNME să se s-ar putea să fie. Încoate, nu cunosc. Nu? Pentru că, din păcate, nu toate deciziile directoratului care vizează salariații în statul la cunoștință. Cu toate că e obligație. Foarte mai mult asta. Cineva este nemulțumit de, mă rog, abordarea... Dar probabil că, probabil că domnul Păducel are cunoștință de la colegi de-ai dânsului care au semnat astfel de acte și aș vrea să le văd. Când voi semna și o voi spune. Domnul Ticu Burnaru, tot pe Facebook, licitația a fost făcută de Zmeo, tot ce este rău este din cauza Zmeo. E Zmeo oaia neagră? Nu, deci nu așa se pune. Nu așa se pune problema. Problema ar fi ca fiecare să-și recunoască greșelile. Deci în momentul în care s-au pierdut drepturile masive, deci nu vorbesc de momentul 2013 și atunci s-au pierdut, dar erau drepturi conexe care le aveau unii nu le aveau, înțelegeți? Dar în momentul când în 2015 s-au pierdut drepturi fundamentale care le aveam din totdeauna în minerii și în energie, știți bine de ce s-au pierdut. Știți bine că dacă nu făceam, că toată lumea întreabă, domnule, dar dacă făcea, ați făcut meeting-uri cu 7.000 de oameni, nu știu câte se vând, ce ați făcut? Păi am făcut, pentru că altfel aveam flyerul lui Ciurel. Și eu am să le pun în ramă flyerul lui Ciurel. Ce se întâmpla dacă ăia 7.000 de oameni stăteau și ei la televizor ca ceilalți? Ca să vadă. Să vadă că ce nivel aveau concediile, primele și restul. Deci asta e chestiunea. Deci sunt chestii care sunt evidente la momentul respectiv. A, că au început să pocăiască după ce a plecat tătucul lor, aia e treaba lor, ea mea. Și chestii de asta de, știți, hai să fac ceva ca să fiu excepțional. Și acum am chiar săptămâna trecută, chestia că mergem să facem meeting la, nu știu, la guvern, că nu se rectifică bugetul CEO. Vreți să spuneți fără... că e un teatru sau cum? Doamne, cu atât. Teatrul de ăsta, dar cu, cum să zic, cu recital. Ce e în spate? Păi, ce povestea să fie? Dorința de a fi și ei în prim plan. De a schimba pe Boza? Și de a schimba pe Boza, probabil. Dar de unde știți asta? Poftim? De unde știți? De la domnul Boza? Nu de la domnul Boza, că am discutat cu dânsul de situația dumnealui. Dânsul și pleca, cum am înțeles acum, în concediu. Dar deci sunt diverse medii, într-o parte și într-alta, care susțin cu argumente chestiunea asta. Tot domnul Ticu Budnarul mai întreb o dată pe domnul președinte de ce noi de pe linie tehnologice beam apă clocită și cei de pe utilaje au toate condițiile de frigider, dozator de apă, întreb și eu nu dau cu parul. Nu e apă la fel pe nu, toată lumea? Nu. Deci nu se pot pune dozatoare peste tot. Sunt dozatoare de apă, și ce apă rece și caldă. Că au apă la robinet? Știți, nu trebuie să deducem chiar așa, pentru că colegii dintr-o carieră cât de cât mai au cel puțin la chestia asta elementară solidaritatea. Să nu credeți că ăla de la utilaj
Bineînțeles, mai mult. Să știi numai asta că pe linie tehnologică sunt colegi care fac acel revir. Și de multe ori, și pentru colegii care sunt mașiniști, apă și le duc. Deci aia e o chestie că nici nu se poate, domnule, pui fiecare, la fiecare acționare dozator. Mai avem un telefon, bună seara, vă ascultăm. Problema e că sunt alte locuri de muncă în care sunt mai mulți și beau dintr-un dozator de el. Acolo e problema. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnule Măruță. Bună seara, domnule Matei. Acum bună este seara și noroc bun, domnule președinte. Bună seara, domnule Mita. Mulțumesc. Am o voce inconfundabilă. Da, un nume sau nu. Tu ai fost un opozant continuu de pe timpul Pontescu. De comentator și de fotbal. Mai ales astăzi că citesc presa asta în internetul ăsta, i-a luat locul întâi în era noastră a României. Îmi cer scuze. Domnul Măruță, domnul președinte, domnule, am impresia că politicienii noștri se joacă cu focul la nivel de județ. Ei, în loc să-și vadă de treburile lor și să ne facă nouă bine, să creeze acel mix energetic, să se zbată la București și astea, ei încearcă să ne facă nod în papuri nouă. Domnule, eu le spun în emisiune acum, în direct la dumneavoastră, domnul Măruță, domnul Matei, domnule președinte, dacă ei fac protogăriile astea, o să stric prezent. O să stric prezent atâta timp cât acest manager, nu am nimic împotrivă cu domnul Sornel Boza. Am stat, am discutat față-față. Am avut nemulțumiri, am avut succese, insuficiente. Toate problemele le-am discutat ca între doi bărbați. Dar atâta timp cât noi, personalul CO, avem de câștigat, avem un plus, s-au acoperit găurile negre făcute de acel fost manager, Ciurel. Dom'le, de ce vor să-l înlătureze, dom'le? Nu înțeleg chestia asta. Când nouă ne merge bine acum, hai să-l dăm la o parte pe ăla care ne vrea nouă binele. A încercat acum a dat de la cei cu clasele 6, a adus până la 10. Se încearcă acum în noua lui strategie, așa, și a, nu știu care, sindicate și toate astea, fie ele SMEOS, fie ele FNM, să aducă noi promovați pe linia de plutire și astea. Să aducă noi cefeliști promovați, să aducă noi economiști promovați. Dar după ce promovează pe cei, după ce dă la cei promovați. Nu știu de ce, n-am înțeles niciodată, domnul președinte, de ce vor rău acestei companii. Exact cum a spus și colegul nostru, domnul președinte, de la Termo, Manu Tomescu. Dom'le, dacă nouă ne merge bine, de ce încerci să bagi coada să ne faci rău? Ei vor să ne vadă în stradă, vor să urlăm, vor să facă nu știu ce, să vadă sânge. Ce vor? Am văzut acum, s-au dat de gol întâlnirea care a avut-o săptămâna trecută celelalte sindicate cu parlamentarii de Gorj. Dacă n-ar fi fost presa, noi nu am fi aflat. Că ei nici atât nu vreau să divulge aceste secrete. Eu nu înțeleg, domnul președinte, spuneți-mi, faceți-mă dumneavoastră să înțeleg. Una la mână, doi la mână. Apă, dozatoare avem, cum spuneți dumneavoastră. Unul la nu știu câte benzi și astea utilaje. Cel puțin Barda de Front și următoarea să servezi tot de unde, cum ziceți dumneavoastră. Dar apă nu există. E adevărat sau nu? Nu mai sunt contracte și astea? Și trei la mână. Și închei cu asta. De ce nu se dă, și n-aș vrea să supăr pe nimeni, acea rană de protecție care e stipulată în contract prin actul acel semnat, actul adițional? De ce nu se dă echipament de protecție a muncii și ne lăudăm pe spinarea prostimii, adică noi, că se sunt licitații pentru echipamentele de vară? Eu aș zice să le anuleze acele licitații pentru echipamentele de vară, că a trecut anotipul, trevine iarnă, toamnă-iarnă. Asta am vrut să vă spun și astea sunt doleanțele mele care mă doare cel mai mult, cu toate că mulți o să zică că sunt prea rău și prea guraliv. Dar am spus-o și o repet. Gura nu mi-o poate închide nimeni decât Dumnezeu. Am dreptate și spun numai adevărul, dau din ea și se audă tot. Nu am dreptate, tac, capul a plecat niciodată, nu-i tăiat. Dar atâta timp când nu se face dreptate și astea, voi vorbi până când mi s-a tupă gura. O seară bună, o să urmăresc cu drag emisiunea pe Facebook. Seară bună și dumneavoastră. Apropo de chestiunea asta cu capul care e plecat, la Brâncoveni s-a plecat și s-a și tăiat, să știți.
la un moment dat. Și nu numai. Dacă ne uităm în istorie, apropo de chestiunea asta cu capul plecat, îl mai și taie câte unul câteodată, chiar dacă are rezultate. Păi, vreau să comentez și pentru... eu puțin ce spunea colegul Mita. Și spuneam la începutul emisiunii de acele proteste care le vom face împotriva Guvernului României pe două chestiuni care vizează toți salariații din România. Sunt convins că la aceste pichetări din reședințele de județ, la acel meeting, fiecare va striga și alte ofuri, pentru că astea sunt chestiile generale. Chestiunea care vizează acele taxe care se doresc a fi plătite numai de salariați și, de asemenea, modificarea legii dialogului social, care are un milion de variante, are tărăgânare, deci dacă are tărăgânare, clar nimeni nu vrea să facă nimic. Mai mult, nu v-am zis, mai e o problemă tot la Ministerul Muncii cu trei moduri de calcul a pensiilor, care nu le știe nimeni, pe care doamna ministru trebuia să le prezinte în data de 10, suntem în data de 11, eu n-am văzut-o. Probabil că nici noastră, că sunteți mai atenți la media decât mine. Deci sunt o serie de probleme în România și trebuie spuse, dincolo de, cum să zic, găsitul dintr-o dată a tărâmului făgăduinței aici în România. Pentru că e o chestie falsă, până la urmă, ce se întâmplă în România. Și trebuie spusă. Nu trebuie să ne amăgim unii că o ducem bine și ceilalți 10 milioane o duc rău. Am înțeles. Domnul președinte, de ce l-a stat afară pe Ioan Feurdan? De unde? Păi, l-ați suspendat din FNM, din funcție de FNM secretar. FNM a fost o chestie bine că a fost numai trezorier. N-a fost și linșat. Păi, în momentul în care tu, ca și secretar trezorier al Federației, ca secretar din... De mult. A 94, fost și președinte ca președinte al FNM interimar în perioada 93-94. Ai o atitudine, cum să zic, revoltătoare. La Mamaia, nu? La Consiliul de Coordonare, da? Și nu numai acolo. Deci acolo a fost punctul culminant. Față de ăia care și-au tocat încălțămintele și tălpile, că nu vă spun mai eu câte greșit ce am. Face așa ceva. Ce? Deci, ce? Păi i-a jignit. În ședința Consiliului de Coordonare? În ședință. Era și domnul Boza acolo? Nu. Ce le-a spus exact? Reproduceți. Nu pot să reproduc. Sunt chestiuni care se reproduce. Iar ce se întâmplă acum la sindicatul lui Paiu, am crezut că era tranșat dinainte. Adică tu când spui la sindicatul care te-a susținut pe tine, te-a trimis la București, te-a 25 de ani acolo, că el apreciază mai mult sindicatul lui Bunoaica decât sindicatul din care face parte, și cum să zic... Sunt oameni serioși, și domnul Bădița și cei poate de acolo. Poate nu se mai înțelege cu Bădița. Poftim? Poate nu se mai înțelege cu Bădița. Poate vrea să candideze în noiembrie. Nu. Deci dacă sau vrea președinte. Dacă vrei să candidezi, nu jignești oamenii din organizația în care faci parte. Ce le-a spus? El a jignit. Ce le-a spus? Poftim? Ce le-a spus exact? Păi hai să vă zic o chestiune care nu știu dacă ar trebui să vă spun. Când făceam greva foamei, el a zis că merge, că n-are timp de noi, merge la... Nu știu ce zi. O zi de naștere. Asta e una. După aia, că astora, cum să zic, după ce că erau și amărâți și... Dar mie îmi pare bine că până la urmă efortul ăla la care eu mă așteptam să fie în București după cele 8 zile de marș, mii de mineri, pentru că erau acasă, stăteau acasă. Și nu s-a întâmplat. Din fericire, s-au întâmplat unele mutații în piața de energie care ne fac astăzi bine. Unii, cum sunt aia care fac lumea la comandă, nu văd, că n-au de unde să vadă. Eu am înțeles că și unul dintre motivele din care a fost suspendat din FNM și recent sau relativ recent a fost dat afară de domnul Bădița din sindicatul Poia, a fost și acela că a făcut mișto pe Facebook de domnul Roșca. Nu. Deci din FNM, dacă eu n-aș fi atât de bun, trebuia să-l dau afară de mult. Că ce sunt probleme aici cu banii? Că am văzut că i-a reproșat un Lădaru ceva, i-a făcut niște calcule Lădaru, pe acolo, pe Facebook. Nu știu dacă Lădaru. Păi, cum să zic, până la urmă a fost secretar trezorier de toate năroziile alea care s-au întâmplat. Păi nu, doamna asta ți-a avut deficit pe 2014 și 2015 la FNM. Anul trecut ați avut excedent.
43 de mii. Ce înțelegeți dumneavoastră prin excedente? Au rămas faptul bani în cont. Faptul că nu vreau să cheltuiesc banii... Păi nu, au rămas bani în cont, dar în 2014-2015 ați avut 2 miliarde și... Uitați-vă la datorii, uitați-vă la... Da. Sunt multe chestiuni la care trebuie să ne uităm. Deci nu trebuie să privim numai prin prisma rezultatului. Miliard, exact cum nu trebuie să privim prin prisma rezultatului cheu acum. Am înțeles. Da, cineva nu intrăm în un telespectator întreba dacă domnul Nelu Roșca are interdicție să mai apară în spațiu public de la FNM. Eu nu am interzis. Gândiți-vă că sunt totuși colegi din sindicatele din FNM care apar. Cine l-a interzis? E gluma unuia și vă dați seama că e nesărat. Domnul Manu, eu chiar aș dori. Domnul... Doresc ei. Probabil că atunci când vor avea ceva de spus, că fiecare are un anumit proiect. Păi n-a mai apărut de... Ce proiect? De... O să vă spune dumnealui. Ce proiect, domnule? Proiectul la care lucrăm, colegi. Pe linie sindicală sau pe linie... Da, pe linie sindicală. Directorială. Nu, nu cu salarizarea sau cu grila de salarizare? Și unii cu salarizarea, pentru că sunt în comisie, și cu alte chestiuni. Vedeți, dumneavoastră, trebuie să omitem o chestiune foarte delicată. La 1 ianuarie 2019, colegii e puțin probabil să mai aibă condiții deosebite. Cum e puțin probabil să mai aibă condiții? Pentru că atunci expiră hotărârea de guvern legată de această chestiune. România a primit dispensă de la Comisia Europeană de nenumărate ori. Să înseamnă că vor scădea niște salarii. Ok. Nu e vorba de salarii. Salarii nu vor scădea. Problema este că lucrează niște condiții acelea din minerit și te consideră ca și cum ai lucra, hai să zic... La birou. La birou, da. Ceea ce nu e normal. Păi și oamenii nu vor ieși. Va trebui să găsim soluții, să le explicăm la politicieni, să ne ducem într-o direcție în care salariații să nu piardă chestiunea asta, să găsim variante de compensare. Nu mai sunt salariații tineri, dar vedeți, una e să mai aibă lumea încă 5-6 ani de condiții deosebite și să iese un an jumate mai repede la pensie și alta să nu aibă. Da, iată, mai sunt mesaje de la telespectatorii noștri. Întreabă cineva, întreabă pe domnul Curbulescu, de ce nu îi susține pe cei 9 conducători de formație care au clasa de încadrare sub cea minimă. Pe motivul ar fi, în opinia telespectatorilor, că ar trebui susținuți pentru că plătesc și ei sindicat. Acesta ar fi, la sindicatul pe ar care, fi mesajul de la telespectatorilor. Deci la sindicatul pe care îl conduc nu există așa ceva. Sunt situații și nu numai la conducători de formație și la ceilalți colegi care prin plecarea colegilor cu condiții de prepensionare au trebuit să fie ocupate locurile respective. Știți că 45 de zile de la data în care pleacă colegul de pe postul respectiv nu pot să pui pe cineva decât temporar. Sunt foarte multe situații în care, începând cu excavatoriști, lăcătuși, cefeliști, sunt puși pe acele posturi. Legat de cefeliști nu e nicio problemă, pentru că s-a terminat concursul pentru posturile de la nivelul 2. Șef, ajung sectoare, secții, ateliere, șef, schimb, Dumnezeu mai știe ce pe acolo. Încep la CFL? Și după aceea încep la CFL. La CFL vor, va fi într-adevăr concursul, o să vedeți. Deci dacă adică la asta s-au aruncat, la CFL s-au aruncat, o să vedeți că la CFL cum, vor până fi acum n-a fost, cred că cel puțin trei pe post. Pentru că deci a fost omul și locul. Mai mult de o treime din colegi au ori studii superioare, ori școală de maestri. Și sunt mulți care doresc. Deci nu mai au fost, cum să zic, curajoși pe timpul celor care au candidat. Eu am de la sindicatul de bază 3 persoane care au candidat și au și luat. Bine, din nefericire și aia care n-au luat erau astfel pe posturi. Pentru că n-au fost alți colegi curaj să candideze cu ei. De ce n-au avut curaj? Ce înseamnă n-au avut curaj? Erau dați afară? Erau făcuți membri de partid? Nu știți sau ce exprimare plăcută avea Don Ciurel. Anume? Gândiți-vă ce făcea la adresa noastră. Da, păi la bietul om, dacă avea curaj să... Da, v-a sugerat cineva sau ați înțeles din vreo discuție ceva că s-ar dori în revenirea lui Laurențiu Ciurel în companie? Discuții sunt, repet, cu argumente mai multe sau mai puține. Nu pot să vă zic cine, cum și... Dacă se adevărește, atunci o să vă spun. Da, dumneavoastră, e adevărat ce se vehiculează în media, că FNM a făcut zid în jurul lui Boza? Gard? Nu, nu. Haideți să fim serioși. Deci FNM-ul... Cazemată? FNM-ul întotdeauna să-și facă activitatea sindicală cum și-a făcut-o și înainte. Chiar dacă, încă o dată, e o perioadă așa mai... O priviți dumneavoastră mai de relaxare.
Este pentru că până la urmă, chiar dacă s-a obținut puțin, puținul ăsta vine după o lungă perioadă de pierdere masive. Avem speranța că vom fi înțeleși pentru colegii, odată cu clase mici pe fiecare meserie, să li se ridice nivelul minim și de asemenea avem speranță ca pentru toți colegii să obținem ceva. Am înțeles. Stați așa. Cât, da. Scuze-mă, Claudiu, te rog. Cât de mult din puținul ăsta este datorat managementului și cât contextului favorabil? Dom'le, până la urmă managementul se contopește cu contextul favorabil. Până la urmă ziceați și că nu sunteți politician. Nu. Păi nu. Contextul favorabil ți-l și mai faci. De ce spun chestiunea asta? Pentru că aici vreau să povestea cu norocul sau cu ce? Toată lumea dă în producătorii de energie, pe noi în special și în cei de la nuclear electrica, că datorită nouă au crescut prețurile. Nu, domnule, nu e adevărat. De ce nu e adevărat? Pentru că atât nuclear electrica, cât și noi, complexul energetic Oltenia, foarte multă energie am vândut pe contracte bilaterale. Nu am speculat ziua de a spune. Vedeți noastră, prin dezorganizarea sistemului energetic, se speculează în plus și în minus. Și cine a câștigat cel mai mult? Hidroelectrica? Pentru că nu are nevoie să facă contracte, pentru că oricum poate să vândă. Și vin de atunci când are costuri reduse de producție, da. Doi, ce din gaze și colegii din Valea Jiului. Bine, nu mai pot câștiga. Nu pot dată. Eu vorbesc, au câștigat mai mult decât și-au prognozat. Da, și-au redus pierderile cei din Valea Jiului. Situația e destul de delicată acolo, pentru că pierderile de ori nu... Și l-au redus considerabil. De la, cred că și anul ăsta, nu știu dacă 185, o să aibă sub 200 de miliarde. 185, ceva de genul ăsta. Nu știu până la final, dar oricum... E ultima întrebare. Cu cine v-ați întâlnit cel mai recent dintre ministrul energiei Petcu, domnul Maioreanu sau domnul Vișan? Și ce ați discutat despre CEO? Păi chiar astăzi m-a sunat, nu m-am întâlnit față în față, dar chiar astăzi m-a sunat domnul Maioreanu pentru că vor avea acele discuții în comisie pentru reașezarea strategiei energetice. Și m-a întrebat cu dânsul, nu știa, la ce confederație suntem, pentru că discuțiile la nivel de minister se poartă de confederații. Am înțeles. Înțelegeți? I-am explicat, am spus că suntem, știe dânsul că suntem federația, avem și la Valea Jiului și la chiar și la Hidro avem. Acolo e o chestie delicată care... De la univers pe cine avem altă discuție. De ce se întâmplă între Hidroelica și Hidrosind. Adică nu e normal ea să aibă profituri enorme și el să fie în insolvență. Pentru că ea nu vor să dea un pic tariful cât ar fi normal. Am înțeles. Mesaje și pe SMS, așa cum spuneam, o situație delicată ne transmite cineva, probabil din zona Motul, și la Motul sunt probleme cu transportul. Patronul cu firma de transport trimite autobuzele în excursie și le anunț și cuplează traseele, circulă un autobuz pe două trasee, iar confirmare la două autobuze, o situație care trebuie, mă rog, verificată de administrație. Știți? Până la urmă e biroul ăsta de petiții și responsabilitatea socială care primește așa ceva. Sunt zeci de solicitări de la colegi. De ce nu faceți? O facă, dumneavoastră, să ducă să verifice, că nu-l omoară nimeni. Sau ducă, cum să zic, să spună o chestie anonimă. Dom'le, s-a întâmplat asta cu dovada asta. Pentru că nu e normal ceea ce spune colegul. Da, prietene, Părvulescu, te obligă contractul colectiv de muncă să plătiți sâmbetele și duminicile. Faci la fel ca în anul 2008? În anul 2008? E, gata, așa de la zmeu. Haideți să vă explic ce s-a întâmplat atunci. De-abia am așteptat. Dom'le, încă o dată, sunt în negociere. Trebuie să încerci să tragi mai mult pe spuza ta. Asta e situația. În fosta SNL-o eram două entități care susțineam, că v-am explicat odată cum s-a înființat SNL-o, da. Pentru că guvernul n-a vrut să plătească subvenții la o parte din noi și atunci n-a făcut complexurile cum trebuia să le facă, ci a lăsat două unități neroade și foarte rentabile, MC Motru cu Lupoia și Roșuța, da. Și MC Roșia Peșteana cu cele două cariere, care să susțină și pe ăștia. Ce se întâmplă? La finalul anului rămânea o rezervă la fond, înțelegeți? Și în loc să plătești două sâmbete, două duminici, da? Îi întrebam în sală. Dom'le, vreți să lucrăm lungă, dar fără să plătim și avem liber de la 20 și ceva până pe 5 ianuarie? Toată lumea, da. Când reveneam, normal că banii rămâneau și pe sâmbetele aia. Dar în loc să luăm plata pe și noi și Motru, în loc să luăm plata pe 4 sâmbete, 4 duminici, care însemna undeva la 18%, luam ca și de 37%. Deci dădeam la toată lumea 37%, pentru că trebuie să dea și la de zi, domne, care corect, ala face revizie seara cu cel mai, muncește cel mai mult și până la urmă ia cel mai puțin.
Și după ce făceam chestia asta, mă înțelegeam că în sală se găseau câțiva deștepți. Nu ne-a plătit sâmbătele și duminicile. Și eu încercam să zic, bă, dar nu v-am plătit, dat 37%, care înseamnă aproape 10 sâmbete și duminici. Și a stat acasă, că a zis că vreți să stați acasă de sărbători. Și tot așa e o chestie de rostogolie a unui grup de acolo, care ulterior au și format Zmeu. Și acum îi întreb, câte câștiguri au venit de la înființarea lor și până acum, în buzunarul lor? Când o să mai aibă aici, au avut în anul 2012? Hai să fim serioși. Chestii de astea... Iată că am ajuns la finalul emisiunii și trebuie să vă spun că aveți o problemă. Asta este... Da, doresc să vă... Nu? Uite, un telespectator ne spune... Roșca are un proiect care să-l propulseze în fruntea FNM, dacă va mai fi FNM. Stați liniștit că nu asta e problema mea. Păi este cum adevărat? Nu, încoată. Fiecare lucrează la... Ați auzit ceva? Nu, domnule, încoată. Fiecare lucrează la ce le-am dat eu. Înțelegeți? Adică Roșca deci va fi propulsat cu acordul dumneavoastră? Nu. Deci încoată. Știți care e chestia? Aveți grijă eu față asta, de alții le-am dat eu. Sunt atât de reticent în ceea ce fac politicienii despre noi, încât să dea Dumnezeu să-i reușească. Să vă înlocuiască la șefia FNM. Și să vă înlocuiască dacă reușești. Și ce politicien a dat sarcina asta? Nu politicieni. Deci încercăm să facem anumite proiecte care prin politicieni trebuie să ne susțină, pentru că proiecte, cum să zic, ei trebuie să, politicienii, să le ducă, să le facă, dar noi ajutăm cu date. Deci sunteți sigur că Nu să vă ia locul domnul Roșca în curând. Știți ceva, până la urmă urmea candidat a fost democratic. Și nu inglițează nimic în sensul ăsta. Nu proșetează nimic în sensul ăsta. Nu știu, nici nu mă interesează. Și un ultim... Încoate, eu am fost născut într-o zonă care n-a umblat cu croșetări. Și nu s-o obișnuit cu așa ceva și sunt mulți care nu s-o obișnuit cu așa ceva. Sunteți obișnuit cu sapa, cu târnăcobul, cu... Nu neapărat. Vă așteptați la orice. Un ultim mesaj de la domnul Manu Tomescu, cine mai crede pe Ponta, ne-a mințit în față și pe mine și pe domnul Cârciumaru și pe toți cei din conducerea PSD de la acea vreme. Acesta este mesajul colegului dumneavoastră. Avea oamenii lui, pe care nu i-a mințit. Mai era și echipa care avea contabilitatea paralelă sau cum se spune? Dumneavoastră, nu știți? Așa au politicieni? Poftim? Așa au politicieni, au un caiet unde știu exact ce e cu România și unul probabil, pentru populație. Probabil. Nu trebuie să ai un caiet, le știu pe de rost. Da. Știu, adică... Că în partea aia pentru cei mulți sunt puține, 1.2 pentru ei sunt... N-avem niciun leu, dar mai mărim salariile cu 10 miliarde de euro, chiar dacă n-avem niciun ban, e ok. Ce contează că n-avem drumuri? Cam atât. Circulați cu căruța. Am circulat cu căruța și în seara aceasta și a avut loc un accident rutier la Iezureni, un animal, un cal a murit care era folosit pentru tractarea atelajului. Iată că se circulă pe drumul național cu căruța în continuare. Pardon, drumul european. Accident rutier în seara aceasta. S-a produs la Iezureni, un șofer chiar a ajuns la... E foarte periculos, în special personalizare. La spital, nu mai vorbim de DN67, unde cerebra criblură am încercat-o astăzi, e bună, domnule, n-am pățit nimic. Înseamnă că faceți lobby pentru domnul Tudor. Poftim. Fac puneți rău cu domnul Weber, cu domnul Iriza. Eu nu știu ce s-a întâmplat în trecut. Dacă mai ziceți toată asta, vreți că zic, îi dau dreptate domnului Cirilă, că vă puneați cărea scârbune cu plasă. Suntem chiar la finalul emisiunii, trebuie bine, să... Plasa lui domnul Ciurela e cam mare, avea câteva tone. Da. Trebuie să le mulțumim telespectatorii noștri care ne urmăresc pe Facebook, sunt destui cu siguranță și în fața televizorului, numai pe Facebook am avut până la această oră peste 18.000 de vizualizări la emisiunea din seara aceasta, în care am dezbătut problemele, sau am încercat să dezbatem problemele din minerii și sectorul energetic. Record în mediul online. Și din perspectiva politicienilor. 18.000 de vizualizări, probabil că lumea va urmări și în reluare această emisiune pe pagina Tele3 Media. Vă mulțumim că sunteți alături de noi seară de seară și vă promitem că o să aveți și mâine seară un invitat spectaculos care de asemenea să vă țină trează atenția, a confirmat participarea pentru mâine, marți, de la ora 20:30. Rămâneți cu Tele3, numai bine!